Sindicatul oțelarilor târgovișteni este în curs de pregătirea negocierilor cu administrația rusă pentru încheierea noului capitol din contractul colectiv de muncă ce privește salarizarea. Potrivit reglementărilor legale privitoare la muncă, anual se negociază capitolul salarizare și drepturi salariale. Contractul cadru pe unitatea economică, combinatul de oțeluri speciale Târgoviște, este valabil până în anul 2012, iar sindicatul a început pregătirile pentru negocieri și urmează să notifice demararea discuțiilor. Discuțiile se vor axa atât pe salarii, cât și pe drepturile salariale din anul 2011, dar va trebui să aibă la bază o serie de date privitoare la creșterea cifrei de afaceri profit. Sunt parametrii tehnici care sunt oferiți partenerilor sociali de către administrație, dar așteptăm acum ceea ce s-a cerut, pentru că din experiența trecută putem spune că una e să ceri un lucru și alta e să-l obții.